Ia uitați imaginile ce se întâmplă acolo. Colegii mei au ajuns astăzi acolo, în cea mai afectată zonă. 7 avalanșe au lovit acolo, au distrus 10 de mașini, o pădure. Deci mai suntem în urmă. În spatele meu este o mașină, de fapt 2, 3, 4, 5, 60 de mașini, cât vezi, copii, stimați telespectatori. Asta după ce sâmbătă seara o avalanșă puternică a venit de acolo de sus și a distrus efectiv totul în calea sa. În clipa de față, aici la cabana Capra, sunt 9 angajați care refuză să părăsească zona. Imaginile dezastrului vorbesc de la sine, stimați telespectatori, nu mai au nevoie de niciun fel de comentarii. Toți arborii au fost puși la pământ, vorbind de o suprafață care se întinde pe zeci de hectare. Ce mai poți să spui în fața unei astfel de situații, când avalanșa a venit și a surprins aici turiștii? Erau oameni cu copii care mâncau, erau bunici care au venit în vacanță cu nepoții. În partea dreaptă vedeți acea zonă de închiriat ATV-uri. Pur și simplu acel spațiu este îngropat în zăpadă. Aici, în stânga mea, doamnelor și domnilor, la fel, aceste autoturisme, uitați-vă și dumneavoastră, facem experimente chiar acum. Opa, așa, aici este o mașină, doamnelor și domnilor, vedeți? Uitați capota! O pădure întreagă pusă la pământ. O salut pe doamna Elena Mateescu, șefa Administrației Meteorologilor din România, doamna care ne aduce prognozile și ne va spune ce se va întâmpla zilele următoare. Mergem la domnul Ion Sânduloiu, șeful echipei de salvare care a intervenit acolo la cabana Capra. Bună seara, domnule Sânduloiu! Bună seara! Sunt șeful salvamontiștilor de la Argeș, nu al tuturor salvatorilor. Operațiunea este coordonată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Atunci când... Ce s-a întâmplat acolo? Cum ați intervenit acolo? Cum a scos oamenii? Noi vedem imaginile cu mașinile, ce a fost acolo, dezastru care a fost acolo. Deci noi am aflat de avalanșă sâmbătă noaptea. Ni s-a spus că este vorba de o singură avalanșă și că urmează să fie dezăpezit dimineață de utilajele care erau la Capra. Lumea se pare că nu s-a panicat, cu toate că s-a spart un geam. A venit zăpada până în cabană. În schimb, dimineața următoare a mai venit încă o avalanșă care a intrat în parcare și a răsturnat mașinile. Și abia în momentul acela s-a sunat la 112 și noi eram deja pe drum, pentru că știam că se întâmplase lucrul ăsta și bănuiam că o să trebuiască să-i evacuăm pe oameni. Ideea este că avalanșa încă nu știam în momentul respectiv, când s-a făcut dimineață, că aproape tot parcursul este acoperit cu zăpadă venită de sus.
Și atunci colegii de la drumuri naționale au început să dezăpezească din partea de jos, noi știind că se dezăpezește și dinspre Capra. Problema este că ne-am dus în recunoaștere pe traseu și ne-am dat seama că sub nicio formă nu se va putea face față cu utilaje și atunci am procedat la evacuarea pedestră a turiștilor de acolo. Da, kilometri întregi am văzut pe oameni. S-au constituit două grupuri. Da, i-am văzut pe oameni cum îi scotați de acolo, kilometri întregi au mers pe jos în șir indian, cum salvatorile spuneau ce să facă. După vreo 3 km pentru că mulți copii, mulți copii am văzut acolo, da. Unul de 17, unul de 41. Da, da, dar care s-au comportat foarte frumos. Zăpada era tare. Noi, înainte de a merge la Capra, am lansat o dronă să vedem cum arată zona. Atunci ne-am dat seama că toată zăpada după versant cursese și atunci traseul era în regulă. Noi venisem și cu 3 câini de avalanșă. Da, vedem și noi imaginile, domnule Sânduloiu, vedem imaginile. Imediat mergem la doamna Elena Mateescu, doar în 10 secunde, pentru că doamna Alice Drăghici, avocata, este revoltată aici la ceea ce vede la televizor. În 10 secunde, doamna Drăghici, ne întoarcem. Ne-am întors în direct, doamnelor și domnilor. Doamna Elena Mateescu este în legătură telefonică directă cu noi, dar înainte merg la doamna Alice Drăghici. Deci, vă uitați la imaginile astea și... aprecierea pentru oamenii care au făcut asemenea eforturi cu lansări de drone, cu deplasări, cu organizarea scoaterii... Să-i salveze, da? Bineînțeles, a salvatorilor. Dar este de neacceptat gândul că niște oameni, părinți cu copii, bunici cu nepoți sau ce-or fi fost, s-au dus acolo pe un drum închis, Transfăgărășanul este închis din octombrie. Probabil au înlăturat bariera crezând că sunt interesanți și se anunță schimbările astea de vreme de cel puțin o săptămână. Noi știm de la o zi la alta și se actualizează prognozele. Cum să fii atât de irresponsabil încât să riști viața ta și a copiilor tăi ca să admiri peisajul, cum îmi spune domnul general Barbu, că erau îndreptățiți să meargă, că e frumos iarna. În Turcia au murit oamenii ăia pentru că Dumnezeu le-a dat catastrofa și nenorocirea asta. Dar că să te urci tu benevol în mașină, încălcând orice regulă, orice restricție care din este în binele tău și să te Drăghici bagi în zăpada aia, să-ți distrugi mașina, să-ți riști viața, fericire, eu nu aici... înțeleg așa ceva, da, iertați-mă. Din fericire aici n-am avut victime, pentru că vedeați imaginile, pădurea a fost cea care a fost obstacolul în calea zăpezii. Exact, adică arborii puși la pământ au oprit din avalanșă. Bună seara, doamna Mateescu! Bună seara! Doamna Mateescu, ați văzut și dumneavoastră aceste imagini cu avalanșele astea produse acolo în lanț. Cum le explicăm și la ce ne așteptăm de acum înainte? Pentru că citeam mai devreme, vine valul polar către România, minus 20 de grade. Vă rog, doamnă! Într-adevăr, și rămâne în continuare în zona respectivă un risc foarte mare în Munții Făgăraș, la altitudini mai mari de 1800 de metri, risc 5, pe o scară de la 1 la 5. Și nu în ultimul rând, risc 4 pentru Munții Buceți și de asemenea pentru Munții Țarcu, Godeanu și Parâmb Sureanu, având în vedere grosimea stratului de zăpadă înregistrată în ultimele zile pe fondul deja existent și faptul că înregistrăm grosimi mai mari de 150, chiar 200 de centimetri. Din punct de vedere al evoluției în următoarea perioadă, vorbim într-adevăr de o vreme deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața în zona de munte, dar și în zonele centrale și în restul țării, în special în Oltenia, în Moldova și chiar și în zona capitalei, pentru că dacă mâine dimineață vom consemna valori de temperaturi minime între minus 15 și minus 3 grade, ei bine, vorbim pentru zilele de miercuri și joi dimineață de valori chiar spre minus 20 de grade Celsius, ceea ce înseamnă o vreme deosebit de geroasă. Inclusiv în capitală este posibil să ne așteptăm la minime de minus 8 grade Celsius. Doamna director, în general, până în luna martie, până în luna aprilie, va fi o iarnă grea? Adică până acum n-am văzut nimic din iarnă. Ați văzut, am avut o lună ianuarie foarte în regulă, cu soare, cu temperaturi, dar de acum ne așteaptă ce e mai greu? Primele două luni de iarnă au fost unele foarte călduroase. Luna ianuarie chiar cea mai caldă din istorie. Luna ianuarie a dobărât recordul termic absolut pentru această lună în țara noastră prin 22,5 grade Celsius înregistrate în data de 19 ianuarie la turnul Măgurele.
Din 15 februarie, din a doua parte a lunii, acestei luni, ne așteptăm ca valorile de temperaturi să fie în ușoară creștere și să consemnăm din nou în regiunile extracarpatice maxime pe parcursul zilei mai mari de 10-12 grade și chiar și minimele să fie unele mai generoase comparativ cu ceea ce se întâmplă pe parcursul acestei săptămâni. De altfel, încălzirea ușoară se va... va fi posibilă chiar de vineri, sâmbătă, de la sfârșitul acestei săptămâni și ea cel puțin va fi de interes pe parcursul săptămânii viitoare. Și așa cum arată estimările, este posibil ca până în jurul datei de 6 martie să vorbim de temperaturi în medie ușor peste ceea ce ar fi normal. Cu siguranță vom veni însă cu date noi pentru fiecare interval în parte prin actualizarea fluxurilor operaționale privind Suntem cu ochii pe dumneavoastră, doamna director. Mulțumim pentru toate aceste informații, domnule Ilie Șerbănescu. Sunteți un om al muntelui. Mergeți pe munte. V-ați uitat la imaginile astea cu avalanșa, păcate, cu oamenii acolo prinși? Din păcate, eu, ca om al muntelui, știu bine ce se întâmplă acolo. Acolo e un joc care se face în fiecare iarnă, începând de la 1 octombrie sau de la 1 noiembrie, de când se închide Transfăgărășanu. Nimeni nu respectă această chestiune. Nimeni nu respectă. Și vreau să vă spun că se face cu ajutorul drumarilor. Pentru că dacă drumarii n-ar dezăpezi, nu s-ar ajunge la cabana Capra, care era 1500 și... Adică n-ar avea cum să noate prin zăpadă. Da. Deci e un joc căruia trebuie să îi se pună capăt. Să îi se pună, așa, da. Cum a spus, revenim ora viitoare. Dreptate. Revenim ora oamenii viitoare cu imaginile. Cu mașinile acolo. Era interzis. E loc drept. Bun. Revenim ora viitoare cu invitații mei, doamnelor și domnilor. O să vedeți din nou ceea ce se întâmplă în Turcia. O să intre în legătură directă cu noi, românii care așteaptă acum să fie salvați. Transmisiune specială și dintr-un spital, acolo unde sunt duși oamenii de urgență. Totodată o să avem și imagini războiului, conflictul care se pregătește, dar vorbim despre știrea cutremurătoare de astăzi, cum a fost ucis, atenție, cu zile, Răzvan Teodorescu, misterul morții academicianului Răzvan Teodorescu, doamnelor și domnilor, dar vorbim și despre Monica Tatoiu, scandal în plină stradă cu primărița Clotilde, deputatul filat după ce a demascat jaful resurselor. Imediat revenim în direct, doamnelor și domnilor, aici la România TV.